Incendiu violent în această dimineață în Botoșani, mai multe microbuze oprite într-o parcare au ars. În momentul în care au ajuns pompierii, 5 autovehicule erau în flăcări și alte 3 erau afectate de căldura radiantă. Toate mașinile aparțineau unei companii de transport local și erau parcate acolo pentru a fi dezafectate. În apropierea garajului era o clădire de birouri și mai multe magazii cu cauciucuri, plastic și lemne. O singură femeie a suferit un atac de panică, dar nu a avut nevoie să fie transportată la spital. Pompierii încearcă acum să afle din ce cauză au luat foc mașinile.